Cauzele, în primul rând, sunt diversele virusuri, cele 200, peste 200 de tipuri de virusuri, printre care cele mai frecvente ar fi virusul sincițial respirator, parvovirusuri, adenovirusuri, coronavirusuri, herpesvirusuri și multe altele, pe când gripa este dată în primul rând de virusurile gripale A și B, virusurile paragripale, atât în gripă cât și în viroze, răceală, de orice fel, tratamentul inițial este simptomatic, antitermicele la nevoie, în funcție de valoarea febrei, la o febră moderată, subfebrilitate, chiar nu este recomandat tratament antibiotic, să lăsăm să lupte și organismul, hidratare adecvată, alimentație echilibrată cu vitamine, cu sucuri de fructe și în unele situații, dacă se confirmă într-adevăr caz de gripă sau pe, la examenul clinic avem suspiciune mare de gripă, se dă și tratament antiviral specific gripei. În rest, doar la o altă evaluare, la o nouă evaluare, în funcție de examenul clinic, se decide dacă este nevoie și de antibiotic, dacă există o suprainfecție bacteriană. De obicei, răcelile ușoare, banale, 90% sunt viroze și nu necesită antibiotic. Antibiotic nu se dă pentru că el scade imunitatea organismului, distruge flora intestinală și este posibil la o altă infecție care chiar ar necesita antibiotic să dezvolte rezistență organismului și să nu mai acționeze. Printr-o alimentație echilibrată, vitaminoterapia face parte din regimul de viață normal obișnuit al fiecărui copil și adult, prin evitarea locurilor aglomerate, chiar și a colectivităților în momentul când copilul are o afecțiune acută virală, cu strănut intens, cu febră, cu tuse, și îmbrăcarea adecvată a copilului, repausul și odihna și ele fac parte din prevenție. De obicei, după orice viroză, indiferent cât de ușoară pare la debut, tusea se poate menține câteva săptămâni, 3-4 săptămâni, dar acum dacă apare tusea, trebuie evaluat în intervalul acesta de 2-3 ori copilul și de văzut. Dacă nu se complică, nu adaugă o altă viroză, ea va ceda de la sine, tusea este un simptom. Dar trebuie ascultat copilul pulmonar și în funcție de cum se observă ce se aude la examenul clinic, rămâne de văzut dacă e necesar un tratament cu nebulizări, tratament cu siropuri sau orice alt tratament simptomatic.